Partea interesantă va fi după ce terminăm casa asta și vom începe să... Wow! Hai că... Let's start Da! again. Ok, lume, eu sunt Almost Ice și bine m-ai regăsit la un nou videoclip cu Minecraft, tot pe viața în savană, pentru că foarte mulți pe live mi-ați mai cerut încă un episod. Ok, și probabil că vă întrebați cum de într-un singur episod s-au întâmplat atât de multe lucruri, adică în episodul trecut nu aveam nimic și acum am atâtea chestii. Păi, faza este că mi s-a părut complet inutil și complet aiurea să filmez cum tai copaci, cum, nu știu, cum nivelez pe aici și cum fac scheletul casei, pentru că, nu știu, chiar mi s-a părut că n-ar fi avut niciun sens, pentru că a trebuit să mă gândesc exact cum o fac, dar am reușit să facă chestiile astea până acum off-camera. Am făcut rost aici și de foarte mult, deci am nivelat, cred că am avut nevoie de vreo 5 lopezi din astea, chiar mi-a trebuit o grămadă ca să reușesc să nivelez atâta și am reușit să ridic aici scheletul casei ăsteia, care mie mi se pare că arată super ok. După cum știți și pe live, pentru că am aceeași casă și pe serverul abonaților, casa asta este pe 3 etaje, deci mai avem de lucrat o grămadă la ea. Și totuși o să mai am nevoie de puțin lemn, deci acum asta o să facem, o să mergem să mai luăm niște lemn. Ok, și faza este cu seria asta să nu vă mirați dacă, nu știu, între episoade se întâmplă gen modificări foarte mari și adică construiesc atâtea chestii așa între episoade, pentru că dacă nu fac off-camera, ar dura o grămadă și, nu știu, ar dura o grămadă de episoade să, nu știu, să ridic o casă, de exemplu, sau să fac niște construcții pe care care, nu știu, off-camera le-aș termina mult mai rapid, adică le-aș termina în vreo, nu știu, 20 de minute casa asta, dar așa trebuie să mă întind cu ea pe mai multe episoade și este greu, așa că astăzi o să începem să construim la casa asta și din episodul 2 casa va fi probabil aproape terminată. Ok, și haideți să începem acum prin a... Stați 2 secunde că trebuie să mă uit unde este chestia aia. Ok, aici nu e ok. Cum este, pentru că aici trebuie să vină doar log din asta neprelucrat, pentru că așa îmi place mie casa asta. Ok, și o să vedeți, partea interesantă va fi după ce terminăm casa asta și vom începe să... Wow! Hai că... Ok, și partea interesantă va fi când vom începe să construim lucruri în casă, pentru că casa asta nu vreau să fie așa doar de design, vreau să avem niște chestii foarte mișto în casă și mai exact în subteran. Cei care ați fost și pe serverul abonaților știți că acolo am făcut ceva în subteran, acolo am făcut peretele abonaților și alte lucruri, doar că pe seria asta o să fie puțin diferit. Acolo voi face alte chestii mult mai interesante, o să le vedeți atunci. Și asta cu peretele abonaților îl vom face undeva afară, mare, o să fie chiar foarte mișto. Și deci, na, o să vedeți cum o să fie, de fapt, pentru că nu mai e mult până atunci, după cum ziceam, probabil că o să ne apucăm de chestiile astea în episodul 2, adică în următorul episod. Acum doar începem casa, ca să aveți și voi idee ce model de casă am ales. Casa asta va avea 3 etaje, acum am făcut aproape primele două, bine, mai avem destul de mult. Și asta este faza destul de nașpa, că după cum vedeți, casa asta necesită o grămadă de sticlă și o să trebuiască să mă duc să fac rost de nisip ca să fac rost de sticlă. Asta este destul de greu, dar na, o să mă duc off-camera, chiar trebuie să joc off-camera pe harta asta destul de mult, după cum am zis, o să fie destul de greu. Ok, și în episodul ăsta voiam să vă întreb ceva destul de important. Cum ați vrea să îmi numesc eu abonații? Pentru că știu că ar fi mult mai interesant să nu numim peretele abonaților, pentru că toată lumea are așa și să fim și noi mai diferiți, zic. Și să-i punem un nume, adică voi să aveți un nume, numele abonaților, știți? Și să veniți voi cu un nume de ăsta mai original. Și cum să vă numesc eu pe voi. Ok, deci veți apărea undeva mai special dacă veniți cu un nume din ăsta mai original. Deci aștept în comentarii să văd ce idee aveți. Bun, deci uitați-vă și voi cât de defrișată e pădurea asta. Aici vă dați seama că era plin de copaci, dar cam asta e tot ce a mai rămas din ei. Deci, ia, avem lemn. Băi, n-avem foarte mult, dar hai totuși să punem acolo. Așa, și scara asta va continua până sus. Chiar îmi place modelul ăsta, că totuși, nu știu, îmbină și Minecraft-ul ăla mai vechi. Adică scara asta mi-aduce aminte așa de Minecraft-ul ăla mai vechi, nu știu de ce. Și chiar cred că e
E interesant și că arată bine. Ok, și aici nu trebuie să vină cu de asta, trebuie să vină exact așa. Bun, și nu, dar asta mi se pare că trebuie să aibă două etaje. Stați 2 secunde că ceva nu e ok aici. Sau este? Da, este ok. Ok, da, m-a indus în eroare aici, pentru că după cum vedeți, vin slaburile astea care trebuie să le mai pun așa puțin ca să nu mă mai inducă în eroare. Asta 2 secunde, așa, bun, și acum ar trebui să fie ok dacă pun asta aici. Da, arată bine, ok, mă speriasem puțin, am crezut că am mai făcut o greșeală, dar... Dar nu este ok. Că prima oară când am construit off-camera camera asta, casa asta, nu era simetrică, deci o făcusem greșit și a trebuit să spar cam jumate din casă și să o refac. Asta a fost... nu, ok, m-a speriat din nou slab-ul, deci... Chiar m-a speriat puțin. Ok, și aici trebuie să avem cu un din ăsta mai mult, ca să începem să punem, cum se numește, așa. Și aici va mai fi încă un rând de sticlă și o să vedeți cum o să facem camerele, pentru că vor fi interesante. Fiecare etaj va avea o cameră, un dormitor cum ar veni, care va fi foarte mișto făcut, o să-l vedeți. Deci am ideea asta, e super mișto, adică sper că o să vă placă și vouă, mie mi se pare super tare, dar sper că o să vă placă și vouă. Ok, și ușa va veni exact aici, n-avem de ce să o facem acum, sau... Bă, hai să facem acum ușile, să vedem cum ies, că după, nu știu, să nu mai avem vreo surpriză sau ceva. Bun, deci ușa o punem exact aici. Bun, și după asta vine așa. Și aici ar trebui să fie identic, da. Bun, deci chiar îmi place cum arată super mult așa. Stați 2 secunde să continuăm asta. Deci chiar mi se pare că arată super ok, nu știu. Sper că vă place și vouă, aștept părerea voastră în comentarii, pentru că... voi pe live mi-a spus că vă place mult casa asta, deci ar trebui să vă placă și aici. Eu zic că arată puțin mai bine aici decât pe live. Chiar mi se pare că am făcut-o mult mai ok, nu știu. Arată super bine din punctul meu de vedere. Dar haideți să dormim, pentru că noaptea se vede destul de dubios și nu-mi place. Așa că stați să și dormim. Ok. Și sper totuși să strângem la fel de multe like-uri la episodul ăsta cum am strâns și la primul. Deci la primul 30 și ceva pentru mine înseamnă enorm. Deci chiar vă mulțumesc super, super mult. Ok, și ce am vrut să fac? Stați 2 secunde că am dormit și nu știu ce, nu știu la ce m-am gândit. Ok, deci acolo sus cred că am rămas, habar n-am, lol, da, aici am rămas, ok. Da, deci după cum ziceam, am făcut o grămadă de like-uri și vă mulțumesc super mult pentru chestia asta. Chiar îmi place cum mă ducem cu canalul în ultima vreme și sper să mai duc așa o vreme, pentru că am zis și pe live chestia asta, la un moment dat creșterea asta rapidă cu siguranță se va opri la un moment dat, dar nu știu, acum să creștem cât mai mult, pentru că acum chiar creștem super, super rapid cu canalul, ceea ce mă bucură enorm, deci chiar e super genial că se întâmplă asta. Ok, și o să pun și aici deocamdată, pentru că... Da, n-avem lemn din ăla prelucrat și trebuie să pun. Așa, stați 2 secunde, perfect. Bun, și vreau doar să vă faceți așa o idee cum arată casa, de asta pun și pe aici, chiar dacă nu e gata și chestii de genul. Bun, ia, haideți să vedem cum e. Băi, eu zic că arată super ok deocamdată, imaginați-vă doar câte chestii putem să facem în locul ăsta, adică... Avem locul ăsta super plat și o să mai fac eu plat off camera, pentru că vreau să mă mai extind și în partea aia. Și chiar vreau, mi se pare că acum suntem pe un munte, nu? Eu așa știu, stați 2 secunde să mă uit. Da, ok, da, suntem pe un munte. Deci chiar vreau muntele ăsta să-l facem cât de plat posibil. O să fie super greu, vă dați seama. Mai întâi o să trebuiască să mă duc să și minez. Vom face asta și pe live-uri, pentru că am luat decizia să mă mai joc pe harta asta și pe live-uri, ca să ne mișcăm mai rapid. Și o să mă duc să minez, o să facem rost de iron și de mai multe chestii, ca să avem și unelte mai bune, știți? Și voi începe să fac aici mai plat, să termin casa, deci probabil că o voi termina pe live. Și, na, cam asta este pentru astăzi, nu prea mai am ce să fac foarte mult. Haideți să mai pun aici un lemn, să pară că e gata, chiar dacă nu e, pentru că, după cum am zis și după cum și voi, trebuie să pun lemn din ăsta neprelucrat acolo, că arată mult mai bine. Mie ar arăta mai bine așa dacă ăla ar fi ultimul etaj, doar că
O să mai aibă un etaj, casa este pe 3 etaje, deci o să continui pe live sau off-camera. Bun, deci cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. După cum am zis, nu uitați să-mi dați o idee de nume pentru abonați, deci cum să vă numesc pe voi. Aștept ideile voastre în comentarii și în episodul următor vă voi spune ce decizie am luat. Bun, deci cam asta a fost episodul, eu am fost Almost Eyes și ne revedem data viitoare. Baftă!